Salutare și bine ai venit la o discuție despre investiții, în mod particular investițiile anului 2020, care a fost un an foarte deosebit, foarte special și marea majoritate a activelor au cunoscut în anul 2020 evoluții foarte interesante. Sunt convins că sunt câteva chiar neașteptate și vom discuta despre ele în acest webinar. Dacă dorești să pui întrebări, te rog frumos să folosești fereastra de chat. Eu mă voi opri după fiecare clasă de active. Vom vorbi despre instrumente cu venit fix, care sunt titlurile de stat și obligațiunile corporative. Vom vorbi despre bursele de acțiuni din România și din străinătate. Vom vorbi despre imobiliare, bineînțeles. În calitate de români, cum am putea să le uităm pe dragele noastre imobiliare. Și vom vorbi puțin despre investiții alternative, despre mărfuri și foarte puțin despre... Am o surpriză și în final vom trage câteva concluzii și voi veni și cu o ofertă specială pentru tine. În final sunt absolut convins că te va bucura, deci nu o rata. Numele meu este Dan Sulica, mă ocup de investiții de 21 de ani, iată că suntem în 2021. Am avut ocazia să trec prin toate aceste clase de active și la ora actuală am investiții în toate aceste clase de active despre care voi vorbi. Nu prea îmi place să vorbesc așa în necunoștință de cauză. Atunci când apare un domeniu la care nu mă pricep, spun din start, nu cunosc și nu consider că ar fi o rușine acest lucru. Am obținut în unele domenii rezultate bune, în alte domenii rezultate foarte bune, dar am făcut și greșeli din care am învățat și astfel încât scriu despre aceste lucruri pe site-ul ideișibani.ro. Am și un canal de YouTube, Dan Sulica este numele lui, pe care te invit să-l vizitezi și dacă încă nu te-ai abonat, să te abonezi. Please subscribe, mulțumesc frumos și... Iată că astăzi este, după părerea mea, un moment foarte bun în partea de început a anului 2021 să vorbim despre aceste clase de active. Hai să punem puțin telte lucrurile în context. Veneam în anul 2020, veneam după un an 2019 care a fost un an foarte bun. Un an foarte bun pentru marea majoritate a claselor de active. Bursele de acțiuni au crescut. România, cel puțin BVB-ul, a avut în 2019 o creștere, mi se pare că a doua sau a treia din lume, ceva de genul ăsta, 34% sau în jur de 40% creștere, a fost ceva nemaipomenit. Dividendele erau foarte bune. Instrumentele de venit fix dăduseră rezultate foarte bune, obligațiunile corporative. Dar anul 2019 a fost un an foarte bun și spre sfârșitul anului am considerat o idee bună să realizez un webinar împreună cu prietenul și colegul meu Valentin Nedelcu de la științabanilor.ro. Cred că îl cunoști, dacă nu îl cunoști ar fi o idee bună să te informezi. Și am realizat chiar pe 18 septembrie, mi se pare, 2019, un webinar referitor la următoarea criză. Cum să traversezi următoarea criză. Acum, n-am nici cea mai vagă dorință să mă dau de mare prezicător, nu am astfel de veleități, nu mi-a plăcut niciodată să fac predicții, Doamne ferește, dar noi am considerat că după un astfel de an foarte bun, după o perioadă de 10 ani care au mers foarte bine din punct de vedere economic, este o idee bună să facem un mic plan și să examinăm câteva lucruri legate de o potențială criză. Atenție! Noi nu spuneam că va veni o criză, că va veni în 2 săptămâni, 2 luni, 2 luni sau 2 ani. Noi spuneam că în cazul în care vine o criză și pe chestia asta poți paria întotdeauna, că la un moment dat va veni o criză, de o amploare mai mare, mai mică, poate doar o corecție medie, se va întâmpla ceva, noi spuneam că trebuie să ai în vedere anumite lucruri și făceam o listă de
lucruri care funcționează, de lucruri care sunt greșite, care te ajută într-o criză, care nu te ajută. Și cu mare bucurie pot să spun că toate lucrurile la care noi ne-am referit în acel video, îl găsești apropo pe canalul de YouTube, toate acele lucruri au funcționat. Pentru că, guess what, a venit anul 2020, a început superb și la un moment dat a venit această pandemie absolut neașteptată, absolut imprevizibilă. Repet, departe de mine dorința de a spune că oarecum așa am avut capacități paranormale să ne dăm seama de ele, nu, nici vorbă, dar iată că s-a întâmplat. Putea să nu se întâmple și lucrurile de care vorbeam noi rămâneau în continuare idei bune de pus în aplicare. Dar... ce s-a întâmplat în anul 2020? La început, undeva prin februarie, a început această nebunie și diferite clase de active au fost afectate în diferite direcții. Au bursele de acțiuni, de exemplu, au scăzut, chiar s-au prăbușit. Titlurile de stat au avut o evoluție bună, aurul a avut la început niște oscilații, după aia s-a dus în sus și după ce toată lumea s-a super speriat, după ce am intrat cu toți în lockdown, după ce nebunia a atins cotații maxime, au venit băncile centrale, au venit guvernele și au început să pompeze bani, să zică ok, înțelegem situația grea pe care o traversăm, noi începem să tipărim bani, noi cumpărăm active, noi susținem sistemul financiar, susținem economia, susținem până și oamenii americani, să nu uităm că sunt printre puținii care au dat bani cash oamenilor, da? Le-au trimis un cec cu bani cash, da? Mă rog, cec și bani cash e puțin contradicție de termen, dar nu contează, înțelegi ce vreau să spun. Da? Deci au pompat bani masiv în economii și ce au făcut activele? Păi bursele au început să-și revină, titlurile de stat au cam rămas la valori crescute și puțin tel au început să scadă. Mă rog, aurul a început să crească, o să vedem imediat despre ce vorbim. Ce vreau să spun este că anul 2020 a adus niște evenimente care se întâmplă atât de rar în istorie. Atât de rar se întâmplă o criză de o asemenea amplitudine care să se petreacă într-un interval atât de scurt. Și mai mult, reacția autorităților a fost atât de violentă și atât de hotărâtă, lucru bun de altfel, încât efectele în piețele de capital au fost foarte vizibile, încât este păcat să lăsăm un an ca 2020 să treacă fără să înțelegem și noi câte ceva din lucrurile care s-au întâmplat acolo. Da, o lebădă neagră absolut incredibilă, mai rapidă și oarecum mai neagră chiar decât criza financiară din 2007-2008. Bun, haideți să o luăm în ordine cu clasele de active. 1. Titlurile de stat. Da? Există aceste titluri de stat vin sub două tipuri. Sunt titlurile de stat pe care tu le cumperi direct de la stat și sunt titlurile de stat care sunt organizate sub forma unor fonduri de investiții. Aceste fonduri de investiții pot să fie listate la bursă, caz în care se numesc ETF-uri, ETF. ETF vine de la Exchange Traded Fund, adică fond de investiții listat pe bursă. Este foarte, foarte simplu. ETF-uri sau există fonduri de investiții care nu sunt listate pe bursă, se numesc fonduri mutuale și le poți cumpăra de la bănci sau le poți cumpăra de la societăți de administrare a investițiilor. Bun. Titlurile de stat propriu-zise. Iarăși vin sub forma a două programe diferite. Programul Tezaur și programul Fidelis. Programul Tezaur este cel pe care titlurile de stat pe care tu le cumperi și nu sunt listate pe bursă. Le cumperi de la trezorerie sau de la poștă și gândește-te foarte bine că trebuie să le menții până la scadență. Dacă nu le menții până la scadență, poți să le răscumperi anticipat, dar vei pierde dobândă. Dobânda pe întreaga perioadă. Deci mare atenție, dacă cumperi titluri de stat, programul Tezaur pe 5 ani și tu le răscumperi după 4 ani și 10 luni, vei pierde dobânda pe întreg
întreaga perioadă de 5 ani. Mare atenție. Nu spun că sunt rele, nu spun că sunt bune, spun doar să fie atât. Au existat astfel de titluri, de emisiune de titluri de stat. Mulți oameni au investit în ele. Trebuie să ai grijă să-ți faci un plan. Randamentele la momentul acela au fost bune. La titlurile de stat pe 5 ani au fost dobânzi de 5%. Între timp dobânzile au scăzut. Între timp dobânda BNR a scăzut. Randamentele au devenit și mai interesante la ora actuală. Nu mai găsești titluri de stat cu 5% dobândă. Sperăm ca în următorii ani dobânzile să nu crească foarte mult, ca ele să rămână în continuare interesante. Astea sunt titlurile de stat tezaur, repet, de la Trezorerie sau Poșta Română. Cealaltă emisiune de titluri de stat, Fidelis, sunt cele care sunt listate pe bursă. Mie personal îmi plac foarte mult, am și scris despre ele pe site-ul Idei și Bani. A fost o emisiune în vară, cred că în august, în luna august, au venit titlurile de stat în lei și în euro și una în decembrie. Din nou, două emisiuni de titluri de stat în lei și una în euro pe 5 ani. Este foarte interesantă această evoluție a lor. Avem aici o observație. Dobânda se plătește anual, pierzi dobânda doar pe ultimul an de răscumpărare. Îmi pare rău să te contrazic, te rog frumos, citește prospectul. Este adevărat că dobânda se plătește anual, dar dacă tu le răscumperi în ultimul an, vei primi de la stat nu toată suma nominală, ci îți va scădea dobânda pe care ți-ai plătit-o în anii anteriori. Da? Deci fii foarte, foarte atent. Ok. Titlurile de stat care se, programul Fidelis care se listează pe bursă, au avantajul de a putea fi răscumpărate la orice moment. Atenție, nu ți le răscumpără statul, le vinzi către un alt participant la piață și acel participant la piață ți le cumpără. Da? Deci din punctul tău de vedere poate fi văzută ca o răscumpărare, de fapt nu este o răscumpărare, este pur și simplu o vânzare către altcineva. Acum, întrebarea este, există astfel de persoane interesate să cumpere titluri de stat? Din fericire, da, există suficient de multe și există lichiditate, deci chiar se pot tranzacționa foarte ușor. Avem o întrebare interesantă, ce sunt titlurile de stat? Sunt instrumente de împrumut, prin care statul se împrumută. Știm cu toții, toate statele lumii consumă mai mult decât produc. Ele se împrumută și sunt titluri de datorie. Și statul vine și zice, dă-mi 100 de lei și eu promit să-ți dau 100 de lei înapoi după o anumită durată plus dobânda respectivă. Da? Sunt garantate de stat. Dăm voie să intru pe platforma brokerului și să-ți arăt titlurile de stat. O să-ți dau doar un exemplu. Ca să vedem dacă avem cui să le vindem sau avem cui să le cumpărăm, de unde să cumpărăm. O altă întrebare, la Fidelis subscrierea se face prin IPO, adică doar 149 de persoane? Nu, la titlurile de stat este o ofertă publică, este un plasament public. Există alte instrumente, cum sunt obligațiuni corporative sau chiar acțiuni, care se vând prin plasament privat. Două tipuri de plasament. Plasamentul privat este disponibil doar pentru 149 de persoane. Trebuie să fii înscris pe lista brokerului respectiv ca să intri în contact, să te accepte să participi. Plasamentul public se scrie în ziare, în media, la televizor, pot participa toți oamenii care doresc. Bun. Haideți să facem un share screen și să ne uităm la o emisiune de titluri de stat care este listată pe burse. R2408 înseamnă că ele sunt scadente în 2024, în luna a 8-a. Da? Sunt titluri de stat cu valoarea nominală de 100 de lei,
dobânda de 4,5% pe an și, bineînțeles, sunt scadente în august 2024. Da? Deci tu vei primi dobânda o singură dată pe an la aceste date, în luna august 2021, 22, 23 și 24, vei primi această dobândă de 4,5%. Bun. Poți cumpăra, poți vinde, de la cine, câte, cui. Aceste lucruri se găsesc în adâncimea pieții. Ne uităm puțin în adâncimea pieței și vedem că dacă am dori să cumpărăm în această secundă, bine, în această secundă bursa este închisă, ar trebui să plătim 106 lei bucata. Deci se tranzacționează la un premium de aproximativ 6 lei. Deci este consistent, nu? Să dai 106 lei pe ceva care valorează în sine 100 de lei, e ceva. Am vrea să le vindem? Da, am putea să vindem. La ora actuală am putea să vindem 49 de bucăți cu prețul de 104 lei. Iarăși se tranzacționează la un premium. Există lichiditate suficientă. Iată, la ora 21 minut s-au tranzacționat 1100 de bucăți. Câți lei înseamnă 1100 de bucăți? Înseamnă cam 111.000 lei la prețul de 105,99. Deci există lichiditate, nu este riscul ca tu, dacă ești o persoană, cum să spun, cât de cât obișnuită, dacă ești un multimilionar, de acord, o să ai niște probleme să vinzi, deși uite, există cineva interesat să cumpere 10.000 de bucăți. Păi 10.000 de bucăți înseamnă fix 1.000.000 lei. Deci probabil că și dacă ești milionar în multimilionar în lei, te vei descurca cu aceste titluri de stat, nu vei rămâne blocat cu ele. Nu vreau să fac aici sfaturi, să dau sfaturi de investiții, nu asta era ideea. Ideea era să vorbim despre ce s-a întâmplat în ele. S-au existat aceste listări și au funcționat foarte bine. Bun. Mai avem aici întrebări. Dobânda se compune anual? Nu, la titlurile de stat dobânda nu se compune. Dobânda se plătește în contul brokerului. Punct. Dacă nu ridici banii de acolo, vor rămâne acolo forever. Pentru ca dobânda să se compună, trebuie să iei acei bani și să îi reinvestești în ceva, în ce dorești tu. De ce prețul este mai mare decât dobânda? Datorită cererii și a ofertei. Prețul nu are nicio legătură cu dobânda. Prețul la care se tranzacționează este dat de cerere și ofertă. Dacă există cerere, prețul va fi mai mare de 100, de 100%. La titluri de stat și obligațiuni, practic, prețul este procentual. Deci va fi mai mare de 100%. Dacă ele nu sunt dorite pe piață, prețul va fi mai mic de 100%. Bun. O întrebare superbă. Statul are pretenții la acest tip de investiții? Ce pretenții să aibă statul? Întrebarea mult mai bună. Mai merită cumpărat acum? Sau să așteptăm o nouă emisiune? Păi dragul meu, Paul, ție ți se pare normal să dai aproape 106 lei când dobânda anuală este 4,5%? Adică tu practic într-un an pierzi dobânda pe întregul an și mai pierzi și la anul câte ceva doar ca să-ți recuperezi acel premiu? Mie nu mi se pare. Mie mi se pare normal să... Adică ori le avem în portofoliu, ori dacă nu le avem în portofoliu, așteptăm următoarea emisiune de stat. Următoarea emisiune. Sau participăm la tezauri, nu? Bun. Dan, am cumpărat de suma minimă 5.000 de lei. Titlul Fidelis. Pot să vând mai puține unități? Da. Valoarea minimă pe care tu poți să o vinzi este una bucată. Adică o bucată titlul stat, 100 de lei bucată. Sau trebuie să vând o calupă de 5.000. Nu. Poți vinde o singură bucată. De regulă, valoarea crește în ultimul an. Dacă este o perioadă bună economică, crește în permanență. Dacă dobânzile în piață scad, cum s-a întâmplat acum, BNR-ul a scăzut rata dobânzilor, atunci titlurile de stat, valoarea lor crește. Și dacă dobânzile în piață cresc, dacă vine inflația și va ajunge inflația, știu și eu, la 5% sau la 6%, e posibil să vezi aceste titluri la valoare nominală sau chiar la valoare
sub valoarea nominală. 99, 98. Există așa ceva, da? La o inflație de 10% anual, de ce ar investi cineva în titlul de stat cu 5% pe an? Este nonsens. Și atunci, ele se vor tranzacționa probabil la 95%. Pentru că dacă tu le cumperi la 95%, ele îți dau 5% pe an, după un an ai obținut și tu 10% cam cât era inflația. Da? Bun. Există și în euro, funcționează și în euro, nu vreau să intru foarte multe detalii. Au existat, se tranzacționează cu un anumit premium și cele în euro. Deci din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt clar că funcționează fără nicio problemă. Da? Bun. Ele însă nu au trecut prin criza sanitară. Ele, după cum vedeți, au apărut în august și în decembrie. Deci ele n-au traversat perioada asta de criză propriu-zisă. Mă rog, am zis să menționez acest lucru. Despre acțiuni și criptomonede, întrebări când o să ajungem acolo cu cel mai mare drag. Da? Bun. Partea a doua. Deci pe asta am lămurit-o cu titlurile de stat. Hai să vedem ce se întâmplă cu titlurile de stat din străinătate. Titlurile de stat din străinătate, în special ETF-uri, pentru că în ceea ce privește ETF-urile, am spus că în România există două tipuri. Ori cumperi titluri de stat direct de la emitent, de la stat, ori cumperi fonduri de investiții, care pot fi fonduri de investiții mutuale. Și există fonduri mutuale în România, slavă Domnului, pe titluri de stat sau în general obligațiuni. ETF-uri însă, ETF-uri pe titluri de stat. Știe cineva câte ETF-uri pe titluri de stat există în România? Vă spun eu, mulțumesc, Mădălin. Există 0 ETF-uri pe titluri de stat, există un singur ETF pe acțiuni la BVB. Bun. Deci, dacă vorbim de ETF-uri de titluri de stat, vom vorbi despre ETF-uri din străinătate. Prin urmare, ne trebuie o platformă a unui broker din străinătate și brokerul pe care îl folosesc de multă vreme este XTB. Pot să vi-l recomand pentru că acum au și comisioane zero, pe lângă faptul că sunt un broker serios. Există ETF-uri pe titluri de stat, acest IDTL, reprezintă titlul de stat din SUA cu durata lungă, peste 20 de ani. Da? Titlurile astea cu durata lungă au fost extrem de afectate de criză. Undeva în sfârșitul anului 2019, valoarea lor, vedeți, aici era undeva pe aici, era prețul $5 bucata. Bucata, adică ETF-ul, da? Ele au început să crească, mă rog, evoluție normală și când a venit pandemia au avut o mișcare de asta foarte violentă sus-jos, dar s-au stabilizat la valori foarte ridicate. Uitați, deja pe 1 aprilie aveam de a face cu un preț de peste $6 ETF-ul. De la 5 și ceva la 6 și ceva e un salt destul de măricel, nu? Și au rămas tot timp restul anului la valori foarte ridicate. De ce se întâmplă asta? Simplu. Banca Centrală Americană, Fed-ul, a scăzut dobânzile și automat valoarea titlurilor de stat a crescut. În clipa în care se va întâmpla invers, când Banca Centrală va crește dobânzile, valorile titlurilor de stat vor scădea. Și iată că în ultima perioadă așa s-a întâmplat, ele au scăzut puțintel, oarecum oamenii anticipând această mișcare, mă rog, nu știm dacă va veni sau nu. Ce vreau să vă spun este că și la sfârșitul anului, în decembrie 2020, titlurile de stat aveau o valoare mai mare decât la începutul anului. Deci, iată că într-un an de criză, titlurile de stat sunt avantajate. S-a întâmplat acest lucru și la alte emisiuni, s-a întâmplat la IUSM, este un ETF pe titluri de stat de durată medie, între 7 și 10 ani. Da? Tot titluri de stat din SUA, durată de între 7 și 10 ani. Ne uităm în decembrie 2019
și vedem, eram undeva pe aici, pe la 180 bucata, s-au dus în maximul, în criză, au crescut și ele foarte mult, dar apoi au crescut pe măsură ce situația economică s-a dovedit că nu este foarte tristă, valoarea lor a scăzut și iată că au terminat anul puțin mai jos decât începutul anului. Da? Iată că există și instrumente care n-au avut o evoluție foarte bună în anul, adică au avut o evoluție bună pe parcursul anului 2020, au cunoscut creștere. În general, titlurile de stat evoluează invers față de bursele de acțiuni. Când bursele de acțiuni cresc, de obicei titlurile de stat scad și invers. E, cam asta s-a întâmplat și cu titlurile de stat americane pe durată scurtă, aceste ETF-uri. Bun. Întrebări dacă mai avem despre titlurile de stat. Bun. Deci ne-am lămurit. Două emisiuni în România, Tezauri și Fidelis. Nu avem ETF-uri în România pe titluri de stat. Avem fonduri mutuale pe titluri de stat. Le putem cumpăra de la bănci sau de la societăți de administrare a investițiilor. Avem multe, multe ETF-uri în străinătate pe titluri de stat. Sunt scutite de impozit indiferent de țara emitentă? Nu. În România, titlurile de stat pe care le cumperi direct de la statul român sunt scutite de impozit. Fondurile mutuale care conțin titlurile de stat nu sunt scutite de impozit, deci automat oamenii, administratorii de fond, vor face niște operațiuni acolo, vor plăti, nu vor plăti impozit. Probabil că pe titlurile de stat în sine nu vor plăti impozit. Dar dacă tu ai câștiguri de capital din acele fonduri mutuale, da, tu vei plăti impozit, iar pe ETF-urile din străinătate, cu siguranță vei plăti impozit dacă ai câștiguri. Care ar putea fi motivul pentru care nu avem niciun ETF pe titluri de stat sau pe obligațiuni în România? Răspunsul este foarte simplu. Cum spunea o celebritate, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Care este motivul pentru care nu avem autostrăzi? Care este motivul pentru care avem un sistem de sănătate de, cum se spune, cacao? Care este motivul pentru care lucrurile funcționează cum știm că funcționează? Da? Bun. Ok. Haideți să trecem. Încă o întrebare. Se referă la un ETF. E1A.de. Au dobânda 1,6%. Nu e prea mică ca să merită investiția în el. Păi, dragul meu, tu crezi că titlurile de stat în euro sau în dolari au dobânzi de 4-5%? Pe bune? Adică la o inflație în zona euro de aproape 0, o dobândă de 1,6 e super tare. Titlurile de stat în România în euro au o dobândă de 1,85 și este considerat o dobândă super tare. Titlurile de stat din SUA la o inflație, cât e inflația în SUA? Nu știu, în jur de 1,ceva%. Nu știu exact cât, dar în jur de 1,ceva%. Păi la 1,ceva% tu să iei în dolar 2%, e deja super tare. Asta este realitatea, da? Bun, ok. Haideți să trecem la următoarea, mă rog, e cam aceeași clasă de active, se numește instrumente cu venit fix, obligațiuni corporative. Ce e interesant la obligațiuni corporative? Sunt tot așa titluri de datorie care sunt emise de data asta de companii, da? Companii în sine. Titlurile de stat sunt garantate direct de stat, obligațiuni corporative garantate de respectiva companie. Deci mare atenție când investești în acele obligațiuni, mare atenție la companie, da? La ce fac oamenii, sunt profitabili, nu sunt profitabili, cu ce se ocupă managerii, sunt persoane serioase, fac chestii necurate, da? Pentru că banii tăi depind de bonitatea lor de a-ți da, de a-ți returna. Deci, foarte mare atenție. Ăsta este motivul pentru care dobânzile la obligațiuni corporative sunt semnificativ mai mari decât titlurile de stat. Șansele ca o companie să dea faliment sunt mult mai mari decât șansele ca un stat, fie el și România, să dea faliment. Și din acest motiv și dobânzile sunt mai mari. La obligațiuni corporative avem dobânzi de
8,5% în lei, chiar 9% în lei, avem în euro 4-5%, poate chiar 6% în euro, da? E normal să fie așa. Hai să luăm un exemplu. Hai să luăm un exemplu de obligațiuni și să vedem ce au făcut corporative și să vedem ce au făcut ele în 2020. Bun, să fac și un share screen. Da, mulțumesc, Ciprian, pentru exemplu. Este un exemplu foarte bun. Ok, platforma celor de la Tradeville. Sunt brokerul meu pe care îl folosesc pentru cea mai mare parte pentru România. Am luat obligațiunile Bitnet. Bitnet 22. Repet, nu este scopul meu să fac recomandări. Vreau doar să fac să iau un exemplu. Și vreau să iau un exemplu de o obligațiune care a trecut prin criza sanitară. Pentru că dacă aș lua, de exemplu, Norofert sau Agroland, AGR25, care sunt scadente în 2025, vei vedea că ele s-au listat undeva în iunie. Deci ele n-au trecut prin perioada februarie-martie 2020, astfel încât nu sunt foarte relevante pentru ce vreau să spun eu acum. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la Bitnet, BNET, și anume emisiuni, mai multe emisiuni. Emisiunea scadentă în 2022. El există, deci, pe piață de multă vreme, din 2018 chiar. Din 2017 există pe piață. Și ce este interesant, că uite, aici avem o linie foarte importantă, dar voie să o desenez cu... O fac așa mai măricică, este linia de 100. Așa. Să o fac mai groasă, să o fac foarte groasă și să o fac chiar cu roșu. Da? Ok, să vedem. De ce este interesantă linia de 100? Pentru că ce se tranzacționează la peste 100 înseamnă un premium. Deci dacă tu le cumperi în plasament privat la valoare nominală, vei face profit dacă le vinzi peste linia roșie, și dacă le vinzi sub linia roșie, înseamnă că ele se tranzacționează cu un discount, deci tu le vei vinde în pierdere. E, ce s-a întâmplat cu ele? În general se tranzacționau cu un mic discount, și nu chiar mic, 2, 3, 4%, uite, chiar 6, 7% existau o cerere destul de bună pentru ele în anul 2018, în anul 2019. Da? Doar că atunci când a venit criza, iată că în 2020, în martie, ajunseseră în zona asta să se tranzacționeze chiar și cu 90%. Cu alte cuvinte, dacă tu le cumpărai la valoare nominală, la 100% pierdeai 10% dacă tu le vindeai aici, și au existat oameni care le-au vândut. Iată deci că obligațiunile corporative sunt afectate de această criză, au fost afectate și în general sunt afectate de orice criză importantă în sens negativ. Dacă titlurile de stat și ETF-urile pe titlurile de stat sunt afectate în sens pozitiv, aceste obligațiuni corporative sunt afectate în sens negativ. Când lucrurile și-au mai revenit, și ele și-au revenit, și iată că la ora actuală se tranzacționează la peste 102, ceea ce este un lucru bun. Nu sunt singurele la care s-a întâmplat așa ceva. De exemplu, Elefant, obligațiunile cunoscutei firme, magazinul online Elefant, da? Bănuiesc că ați auzit de el. Veneau de undeva de departe, din linia de 100, este undeva aici, da? Nu mai desenez. Se tranzacționau la valori peste 100%, la 104, la 103, a venit criza, s-au tranzacționat la 91. Și apoi și-au revenit. Și încă un exemplu interesant, Ascendia este o firmă mai mică de computere, a fost și mai afectată pentru că în perioada crizei, vedeți această super scădere, au scăzut chiar sub 90, s-au tranzacționat la 88, ceva.
Da? Deci, pentru cei care erau interesați să cumpere în zona asta, vă dați seama, făceau un profit destul de rapid de câteva procente bune. Sigur, n-aveau de unde să cunoască faptul că vor avea o revenire atât de rapidă și atât de susținută. În câteva luni au ajuns din nou să tranzacționeze peste valoarea nominală. Ce vreau eu să spun aici este următorul lucru. Haideți să ne informăm, haideți să ne uităm. Spuneam într-un e-mail că trecutul este cel mai bun prezicător al viitorului. Hai să vedem ce au făcut activele de care suntem interesați în trecut, să înțelegem cum evoluează ele atât în perioade bune cât și în perioade rele, astfel că atunci când se întâmplă respectivul lucru, vine o perioadă bună, să nu ne mirăm. Vine o perioadă rea, vine o criză, Doamne ferește, să nu ne mirăm, să știm la ce ne așteptăm ca să acționăm în consecință. Ok? Bun, deci titlurile de stat au evoluat în anul 2020 într-un sens, s-au dus în sus și după aia și-au revenit, obligațiile corporative fix invers, s-au dus în jos și după aia și-au revenit. Întrebări? Cum evaluezi riscul unei companii care oferă obligațiuni corporative? Păi simplu, citești despre companie, gândește-te că toate aceste obligațiuni vin cu un prospect. Citești prospectul, ai datele financiare ale companiei, cauți pe net date despre manager, despre conducere, exact ce spuneam. Sunt oameni serioși sau se țin de păcăleli? Te uiți la competitorilor, prospectele la plasamentele obligațiunilor au undeva, să zicem, 30-40 de pagini, uneori ajung pe la 50 de pagini. Deci ai ce să citești acolo, da? În cazul în care firma intră în faliment, care este primul pas pe care trebuie să-l faci ca investitor? Păi, tu ca investitor nu prea trebuie să faci niciun pas, că nu prea ai ce să faci. În principiu, partea bună este că asta cu falimentul până acum, la ora actuală în România, nu s-a întâmplat niciodată ca o obligațiune corporativă să intre în default, dar dacă se întâmplă, atunci se numește un executor care va executa silit respectiva companie, se va vedea dacă are disponibilități de plată, nu are, dacă nu are, va dispune vânzarea anumitor active, dacă respectiva companie chiar intră în faliment, atunci se duce, o vorbim despre dizolvarea ei. Sunt niște proceduri de-astea legale prin care se dorește recuperarea banilor respectivi. Uneori se recuperează banii în integralitate de ținătorii de obligațiuni, alteori parțial, alteori deloc. Dan, care este părerea ta despre SIF-uri? SIF-urile intră la capitolul acțiuni. Vom vorbi acum despre acțiuni. SIF-urile astea nu prea sunt niște companii în sine. Sunt un fel de fonduri de investiții. Trebuie să fii foarte atent cu ele. Eu personal sunt mai fan ETF-uri pe acțiuni care au anumită diversificare și nu prea îmi place să analizez așa în detaliu companii individuale. Deci, cu atât mai mult la SIF-uri, nu prea știu ce au ele în interiorul lor. Deci, a zice, sunt relativ rezervat. Pentru un IPO, cum ar trebui să procedăm pentru a avea acces, de exemplu, la trading? Da, le scrii celor de la trading, îi suni, vorbești cu ei ca să te aibă în vedere, care să te treacă pe lista respectivă. Cum se spune pe românește, te bagi în seamă. Dacă nu te bagi în seamă, fii sigur că există alte 149 de persoane dispuse să-mi bagi în seamă și e foarte greu să prinzi un loc. Ok, hai să trecem la următoarea clasă de active, acțiunile. Este foarte greu să discutăm despre acțiuni în sine, punctual. Păi stai să vezi că aia a crescut, că aia a scăzut, că aia s-a prăbușit, că aia a crescut foarte mult și așa mai departe. Și atunci vom vorbi despre ceea ce se numește indici bursieri. Pentru că un indice bursier are componența lui mai multe companii, poate avea 15, 20, 30, în state celebru S&P 500 are chiar 500 de companii, deci el realizează o medie a lor și este mult mai ușor să vorbim despre ele.
Hai să vorbim, în primul rând, în România. Ce s-a întâmplat cu acțiunile din România prin intermediul indicelui bursier? Bănuiesc că pentru a fi eligibil pentru un IPO trebuie să dispui și de o anumită sumă de bani. Da, suma de bani nu este foarte mică. E undeva la câteva zeci de mii de lei. Poate fi 20-30 de mii de lei, poate fi 50 de mii de lei, poate fi chiar peste. Deci sumele sunt consistente în general pentru plasamente private, de obligațiuni sau de acțiuni. Bun, hai să facem din nou cu share screen-ul, să intrăm la TradeWheel și să vedem ce a făcut celebrul indice bursier BET. Indicele BET este principalul indice al bursei din România și este o mică păcăleală. De ce este o mică păcăleală? Pentru că indicele BET nu conține dividende. Și România, dividendele, cum credeți că sunt? Mici, medii, mari? În România, vă spun eu, dividendele sunt printre cele mai mari din lume. Au fost câțiva ani, cred că în 2018 sau 2019, când România se afla în topul țărilor plătitoare de dividende. Deci, din întreaga lume, cele mai mari dividende se plăteau în România. Nu spune apărat că este un lucru bun, este o realitate, trebuie să o cunoaștem. Dar a te uita la prețul acțiunilor fără să iei în calcul dividendele este o naivitate cumplită. Pentru că, repet, dividendele sunt bune undeva pe la, nu știu, 6, 7, 8%, ajung chiar la 10% anual. Ceea ce 10% lei anual doar dividendul nu-i puțin. Uneori depășește 10% anual. Deci, acest indice BET este superb, dar este relativ, nu e inutil, este foarte puțin util. Ar trebui să ne uităm la un alt indice bursier care include dividendele și acesta se numește BET-TR, de la Total Return. Acest indice BET-TR a fost introdus la modul cel mai deștept de cei de la BVB și include dividende. Vezi că are o evoluție nițel mai crescută? E, de asta. Pentru că el are aceste dividende. E, dacă ne uităm în decembrie 2019, că aveam o valoare, știu și eu, în jur de 15.800, 15.900, deci punctul ăsta, vedem că la începutul anului toată lumea era happy, a venit o super prăbușire, în jur de 30%. Deci 30% pe burse este totuși consistent. Ar trebui să te gândești foarte bine dacă îți permiți, de exemplu, să fii investit în burse 100%. Pe mine, cel puțin, m-ar stresa imens de mult să am pe portofoliul meu o prăbușire de 30% în câteva săptămâni, motiv pentru care nu investesc 100% în burse, investesc diversificat, ceea ce te sfătuiești și pe tine. Deci a existat o super scădere și apoi o revenire destul de rapidă. Ce s-a întâmplat la sfârșitul anului? Păi la sfârșitul anului ne uităm la decembrie. Iată că pe 30 decembrie eram în punctul acesta și eram matematic puțin tel mai sus decât ianuarie. Cu alte cuvinte, în anul 2020, bursa din România s-a super prăbușit, apoi și-a revenit și a terminat anul pe plus. Ceea ce este quite amazing dacă te gândești că totuși a fost un an greu. Nici 2021 nu pare a fi un an foarte lejer, da? Și totuși, uite, bursa a luat-o în sus la modul, vioi. Bun, asta s-a întâmplat cu bursa din România. Ce s-a întâmplat cu bursele din străinătate? Păi o să vedem că nu s-au întâmplat lucruri foarte diferite. Hai să facem un share screen pe platforma celor de la XTB, pentru că hai să vedem ce se întâmplă. O secundă, vă răspund imediat la întrebări. Facem share screen, da? În străinătate. La cine ne uităm în străinătate? Păi ne uităm la americani. Cum am putea să nu ne uităm la americani?
Cum ne uităm la americani? Păi ne uităm la un ETF sau ne uităm la indicele S&P 500. Ăsta este indicele S&P 500. Începutul anului a fost undeva pe aici, prin ianuarie, da? De decembrie, 31 decembrie, tot așa o prăbușire mare, o prăbușire de vreo 30-35%, exact aceeași formă ca România, deci, cum să spun, lucrurile așa, aproape trase la Xerox, o revenire semnificativă, doar că, spre deosebire de România, deja ei din august ajunseseră la maximele anului 2020 și în decembrie, la sfârșitul decembrie, erau sus, uitați cât de sus erau la sfârșit de decembrie față de ianuarie. Cu alte cuvinte, într-un an atât de greu, anul 2020, bursa americană a rupt. De ce? Pentru că au aruncat bani mulți în piață, pentru că valoarea dolarului a scăzut, dolarul s-a depreciat față de euro și față de multe alte monede, lucru care lor le convine, și s-a depreciat și datorită faptului că dobânzile au scăzut foarte mult, au ajuns cu dobânda la zero. Banca Centrală Americană, Fed-ul, este cu dobânda practic la zero. În România avem totuși un 1,25% și bursa americană a fost favorizată. Deci, chiar într-un an atât de greu ca anul 2020, a fi investit pe bursa americană era o chestie valabilă. Eu zic că e un lucru interesant. Ce s-a întâmplat în Europa? Luăm de exemplu Germania, indicele DAX al bursei din Germania. Tot așa vedem că venea de la niște valori ridicate în decembrie, apoi a scăzut, s-a prăbușit foarte mult, chiar mai mult decât indicele S&P 500. Cu toate astea și-a revenit foarte rapid, dar nu a ajuns să depășească maximele anului 2020, decât undeva prin sfârșitul decembrie. Da, sfârșitul decembrie. Care este cauza? Exact același lucru. Banca Centrală Europeană pompează lichidități în piață și iată că bursa din Germania și-a revenit foarte bine. Nu o să trecem prin bursele din fiecare țară, dar vreau să vă arăt un ETF care imită un indice foarte interesant. Indicele se numește MSCI World, pentru că acest indice grupează peste 1600 de companii din cele mai dezvoltate 20 și ceva de țări, cred că sunt 23 de țări cele mai dezvoltate, deci nu sunt numai americani, sigur, americanii sunt majoritari, sunt și țări europene, există și Japonia, există țări dezvoltate și acest indice MSCI World este prezent aici prin ETF-ul IWDA UK. Dacă ne uităm pe informații, vei vedea Core MSCI World, da? Bun. Dacă te uiți aici ce s-a întâmplat în decembrie 2019, o să-ți dai seama că în august 2020 deja recuperase și undeva prin decembrie 2020 era sus de tot. Deci iată că și acest indice global, am putea să spunem, a avut o evoluție bună per total în anul 2020, deși și el a avut o super scădere. Ce vreau să spun aici este că să te uiți pe evoluția unui an întreg este un lucru util, dar trebuie să te uiți și ce s-a întâmplat în momentele cele mai bune și ce s-a întâmplat în momentele cele mai rele. Pentru că tu gândește-te, tu nu te vei transporta de la 1 ianuarie la 31 decembrie așa. Ai închis ochii, ți-ai văzut de ale tale, n-ai aflat nimic. Nu, tu ai trecut prin fiecare astfel de momente. Și dacă tu nu-ți dai seama ce se întâmplă în momentele alea, dacă lumea pare a se prăbuși în jurul tău, când totul scade, când oamenii se panichează, când avem lockdown, când oamenii mor, din păcate, și au fost multe decese, da? Trebuie să-ți dai seama care este genul de investiție care se potrivește cu profilul tău de risc, care nu se potrivește, care e orizontul de timp. Că dacă tu aveai un orizont de câteva luni sau câteva săptămâni, venea criza asta peste tine, te dădea peste cap. Dacă tu aveai un orizont de măcar câțiva ani,
nu știu, 5 ani, atunci puteai să treci prin criza asta fără să ai nicio problemă. Ok? Nu este atât de important ce se întâmplă în exterior, ci este mult mai important ce se întâmplă cu tine în interiorul tău. Da? Bun. Stop share. Cam asta am vrut eu să spun despre bursele de acțiuni. Ia să ne uităm aici la întrebări. Cum se poate ca o companie să dea mai mult de 100% din profit din dividende? Excelent. Și cât de sustenabil e? Păi, ea nu dă mai mult de 100% din profit în dividende. Ea dă mai mult de 100% din profitul în anul respectiv. Dar gândește-te că ea a avut profit și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani, și poate că nu tot profitul ăla din trecut l-a distribuit sub formă de dividende. Da? Și atunci el poate da tot profitul de anul ăsta și să mai dea ce a mai rămas de anul trecut. Și atunci ție ți se pare că este peste 100% din profit. Dar de fapt, ei au mai avut profit din alți ani. Cât de sustenabil e, aici trebuie să-ți dau o opinie total subiectivă. Mie nu mi se pare sustenabil. Mie mi se pare o prostie cât casa să pui aceste companii super mari, care sunt aceste companii de stat, să dea minim 90% dividende. Mie mi se pare noaptea minții. În loc să facă investiții, în loc să-și upgradeze rețele, conducte, whatever, ce fac ei acolo, să iei banii cu japca. Astea au făcut niște guverne anterioare pe care nu vreau să le nominalizez, cum a fost doamna Veorica, celebra doamnă Veorica. Sper din toată inima ca acești factori de decizie care conduc România să-și dea seama că această politică nu este sustenabilă și că în țara asta mai trebuie să investi și investești ceva. Nu trebuie numai să iei banii așa cu joacă. Bun. Salut, Dan. Ce ETF-uri ai alege dacă începi investiția pe termen de 15 ani cu suma de euro 10.000 și în fiecare lună adăugăm câte 1.000 de euro? Pentru un tip de portofoliu cu strategie growth. Mulțumesc. Păi, investiții diversificate, simplu, acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, aur și probabil niște investiții alternative, cred că aș pune o bucățică și în Bitcoin. Cât anume alocarea asta este foarte discutabil în funcție de profilul tău de risc. Dacă ești tânăr la sumele astea, probabil ai putea aloca mai mult spre bursa de acțiuni și mai puțin pe obligațiuni și foarte puțin pe titluri de stat. Dacă ești mai în vârstă și, știu și eu, peste 15 ani, te apropii de pensie, atunci poți merge în primii ani mai mult pe bursă, dar va trebui să te organizez puțin spre zona aceea de instrumente cu venit fix. De ce? Ce am văzut? Atât bursele de acțiuni, cât și obligațiile corporative s-au prăbușit în acea criză. Dar cu cât anume? Păi bursele de acțiuni au scăzut cu 30-35%, obligațiile corporative cu 8-10, maxim 12%, diferență mare între a te trezi de dimineață, cum ziceai, 10.000 de euro, da? Dacă tu te trezești și vezi că ai rămas fără 3.300 din ei, s-ar putea să fii trist. Dacă tu vezi că ai rămas fără doar 1.000, zici, ok, pot să strâng din dinți și să aștept să treacă criza. Pe de altă parte, dacă ai un portofoliu diversificat și vezi că, da, acțiunile au scăzut, obligațiunile corporative au scăzut mai puțin, dar titlurile de stat au crescut, zici, stai că lucrurile nu arată chiar așa rău. Da? Portofoliul meu, de exemplu, care are mai multe instrumente cu venit fix și mai puține acțiuni, că știi cum e, profilul de risc, vârsta și așa mai departe, ăsta e profilul meu. Portofoliul meu a avut foarte puțin de suferit în momentul acela de scădere maximă, nu știu pe cât eram, pe minus 7-8%, 9%, deci n-a fost ceva grav și am putut să mai cumpăr, să mai acumulez niște acțiuni la prețuri de ofertă cum existau atunci.
Dan, investiții la bursă te referi doar la acțiuni sau inclui și obligațiuni? Nu, acum am vorbit doar despre indici bursieri, indici bursieri pe acțiuni. Indicele BET este pe acțiuni, S&P 500 acțiuni, DAX acțiuni, toți indicii sunt pe acțiuni. De obligațiuni am vorbit înainte, da? Bun, ce este ETF S&P 500? Ce ETF recomand? Păi, depinde de tine dacă ești plătit în dolari. Îți recomand un dolar, dacă ești plătit în euro, îți recomand un euro. Dacă poți să investești inclusiv în lei și să faci schimbul valutar, eu îl cunosc pe CSPX, mai cunosc încă unul, cred că mai cunosc încă unul, dar nu-mi vine în cap. CSPX-ul îl știu sigur. Da. Uite-te la CSPX. Revin că pe loc îmi scapă numele lui. Ok. Dan, ce părere ai despre fondurile de investiții de tip Unilink? Fondurile de investiții de tip Unilink reprezintă o combinație nefericită între o asigurare de viață și o componentă de investiții. În general, când amesteci un cal cu un măgar, rezultatul nu este nici cal, nici măgar. Dacă tu ești o persoană cu dezordine în viața financiară, o persoană care nu poate să economisească, o persoană care nu vrea să învețe nimic despre investiții, pentru tine aceste produse vor fi destul de bune, pentru că te forțează să vii cu o anumită sumă lunar, te forțează să investești o parte din bani, îi va investi o anumită persoană care cât de cât se pricepe și tu te speli pe mâini. Problema e că plătești niște comisioane mari și că vei obține niște rezultate mult mai slabe decât dacă tu ai investi într-un anumit mod organizat, decât dacă ți-ai face o asigurare de viață separat și ai face investiții separate. Da? Deci sunt foarte bune pentru persoanele total dezorganizate și dezordonate, pentru că le obligă să aibă o anumită cadență, și pentru persoane care vor să se educe, să se informeze, sunt foarte rele pentru că au niște costuri mari și e chiar aiurea să dai niște bani pentru niște oameni care fac aceleași investiții pe care le poți face și tu. Să nu-ți imaginezi că ei investesc în sateliți ai planetei Jupiter și așa mai departe. Nu, ei investesc tot în așa ceva, doar că investesc cu niște comisioane mult mai mari. Dan, apropo de scăderile bursei de anul trecut, cum se cumpără în trepte la ofertă când bursa se prăbușește? În funcție de ce factori îți poți stabili pragurile și cu cât intri? Păi, în funcție de tine, în funcție de buzunarul tău, în funcție de profilul tău de risc, în primul rând, instrumentele în care intri. Eu personal sunt interesat mult mai mult de investiții diversificate, deci voi alege un ETF, să zicem ETF-ul pe S&P 500, da? Când intri? Pe mine personal nu mă interesează scăderi de tipul 5%, pe mine mă interesează scăderi de 10%. Deci eu personal mi-aș face un sistem de genul scade cu 10% intru, mai scade cu 10% intru, mai scade cu 10% intru, da? Cât anume să fie treptele? Păi iarăși, cât te duce buzunarul? Pentru că dacă tu vii cu sume prea mari, o să-ți dai seama că intrările alea de la început vor fi toate pe minus și s-ar putea să-ți tremure nădragii, da? Deci gândește-te că o scădere, poți să ai o scădere de 10-15% sau acea scădere de 10-15% se poate transforma într-una de 20-30%, cum a fost cazul pandemiei, sau, cum a fost cazul crizei financiare, se poate duce până la o scădere de 50%. 50-55%. Deci calculează-ți bine cât te duce buzunarul. Ok? Da, investiții constante, asta înseamnă să intri în trepte. Care ar putea fi motivul creșterii masive a acțiunilor din ultima perioadă? Păi tocmai ce am discutat de pompările de bani și de scăderile dobânzilor. Știu că în trecut indicele BET aveam componență 10 companii. Corect. Iar acum are 17. Corect. Cine decide numărul companiilor? BVB. Bursa de Valori București. E1L. Da, cred că ăsta era. E1L, cred că era în euro. ETF-ul acela pe S&P 500. Cred că ăla era. A, uite, și pe ăsta. SXR8. Da. Și pe ăsta îl știu.
N-am acum timp să verific, da? Deci vă rog frumos, uitați-vă la ele, pentru că oamenii ăștia nu vorbesc aiurea. Aha, uite, îl mai văd, da, da, Sorin, mulțumesc, Daniela, mulțumesc. SX08, da, corect, sună cunoscut. În euro, a, Gabriel, păi dacă ai venit-o aici și ne-ai onorat cu un comentariu de-al tău, atunci cu siguranță în euro cu acumulare, indice S&P 500, SXRO, mulțumesc foarte mult, așa, mi-aduc aminte, ăsta era numele lui. Mai uit și eu acum numele lor, îți dai seama că cine ține minte SXR8, așa, la orice oră din zi și din noapte. Bun, ce ETF-ul citiți pentru silver în euro? Stai că încă n-am ajuns la materiale, la mărfuri, dar o să vorbim și de ele. Cred că ăsta, uite, mulțumesc, Mugurii, SLN, da. Cum calculăm scăderile? Păi cum calculez scăderile? Dacă ceva era 100 și a ajuns la 90, cât e scăderea? 100 minus 90, nu? Cât e la 100, împarți la cât era înainte, nu? Cum calculăm scăderile? Ce părere ai de Elrond? N-am nicio părere, nu cunosc, nu m-am informat. E1L MSCI World. Mulțumesc, Paul. Așa e. E1L este MSCI World. Corect. SXR8 ăla este S&P 500. Dan, e adevărat că la XTB se calculează profitul pe fiecare instrument independent de prețul primei achiziții și nu prețul mediu, în cazul în care faci mai multe achiziții la diferite prețuri. Ai la XTB ai fiecare cumpărătură pe care ai făcut-o, se numește poziție. Și ai este listată ca poziție separată, dar există și un mod, cum să spun, sintetic de a vedea, în care îți arată câte instrumente ai în total și cum ești pe plus sau pe minus în total. Prețul mediu tind să cred că nu ți-l arată, dar îți arată per total de ție. De exemplu, tu dacă ai cumpărat un ETF de 5 ori, vei avea 5 poziții, fiecare pe plus, minus, cum este ea, și vei avea o chestie de sumar deasupra, care îți arată toate cele 5 la un loc, pe cât plus sau minus sunt. Da? Bun. Am cont la DEGIRO și nu găsesc niciun ETF silver. Îmi pare foarte rău. Poate ar trebui să schimb brokerul, ce să zic. First in, first out. Bun, ok. Păi dacă nu mai sunt întrebări cu bursele de acțiuni, haideți să mergem mai departe la investiții alternative. Am uitat și eu cum clasifică băieții ăștia deștepți și clasifică mărfurile în investiții alternative. Bine, după părerea mea nu sunt chiar alternative a investi. În aur, cum zicea și bătrânul Ray Dalio, nu e o chestie atât de fancy și nebunească, încât aurul chiar nu l-aș pune ca investiție alternativă, l-aș pune ca o investiție normal, clasică. Până la urmă investim în aur de mii de ani, nu? De multe mii de ani. Deci nu poți să zici că, băi frate, aurul e o investiție alternativă. Nu, întâi a existat aurul și după aia au existat obligațiunile corporative, acțiunile, nu? Deci e greu să zici că aurul e investiție alternativă. Dar hai să nu intrăm în de-astea de nuanțe. Salut! Nu am intrat de la început, așa că nu știu dacă s-a mai discutat despre cum poți participa la un plasament privat dacă nu ai cont la broker. Păi dacă nu ai cont la broker, nu poți participa la un plasament privat. Foarte simplu. Doar prin intermediul unui broker. Bun. Ok. Investiții alternative. Mărfuri. Mărfurile sunt foarte interesante. Doar că există multe tipuri de mărfuri. Există metale industriale. Există metale prețioase. Aur, argint, paladiu. Există energie sub formă de petrol, sub formă de gaze naturale, sub formă de GPL. Există soft commodities, cum se numesc, adică mărfuri alimentare.
Există cacao, există cafea, există zahăr, există grâu, există soia, porumb, da? Există foarte multe mărfuri. Deci nu propun aici să discut despre fiecare în parte, pentru că ele pot avea evoluții foarte diferite una de alta. Nu? Ce legătură există între producția de cafea și producția de paladiu sau de uraniu? Păi nu există nicio legătură, nu? Și atunci este normal că vor avea evoluții diferite. Așa că îmi propun să vorbesc despre câteva din cele mai importante tipuri de mărfuri, cum ar fi aur și petrol. Hai să mai facem un mic share screen, să vedem ce a făcut aurul în 2020. Aurul este un activ foarte, foarte interesant, a avut în 2020 o evoluție foarte interesantă. De obicei, activul numit aur este un activ de protecție și, în general, în perioade rele, el este folosit ca protecție, deci are tendința să se aprecieze. Pe lângă asta, el este foarte sensibil la cantitatea de lichiditate din piață. Cu cât lichiditatea crește în piață, deci cu cât dolarul scade, cu cât se tipăresc mai mulți dolari, să nu uităm că toate mărfurile sunt cotate în dolari, cu atât mai mult aurul tinde să se aprecieze. Asta este rețeta lui de bază. Hai să vedem ce a făcut în anul 2020. Păi, la începutul anului 2020, deci la sfârșit de decembrie, era undeva pe aici, pe la 31 decembrie, 1500 și ceva uncia, da? A crescut foarte frumos în prima parte a lui 2020 și a venit luna martie, când a avut o scădere. Deci, deși teoria zicea că lucrurile sunt rele, aurul trebuie să aprecieze, temporar pentru câteva zile sau câteva săptămâni, chiar a avut o scădere pentru că s-a vândut tot. S-au vândut acțiuni, s-au vândut obligațiuni corporative, s-a vândut până și aur. Chiar și Bitcoin s-a vândut pe teamă, pe panică, dar și-a revenit destul de repejor, a depășit maximele undeva prin aprilie și după aia, continuând pompările de bani, iată că spre august realiza un nou maxim istoric la peste 2000 de dolari uncia. Ne aducem aminte că vechiul maxim istoric era undeva pe la 1900 și ceva dolari uncia și se întâmpla în anul 2011, da, ăsta e maximul din 2011, undeva pe la 1900, e, iată că către mijlocul anului 2020 s-a depășit acest maxim, 2000 și ceva, și de atunci a mai venit o corecție, prețul a mai corectat puțin, dar chiar și așa, în decembrie prețul era cu mult, era peste 1800, deci aurul, repet, a început anul 2020 după la 1500 și ceva, se termine la 1800 și ceva, a avut o evoluție foarte bună în anul 2020. Atenție, aviz amatorilor care spun că este un an rău, este un an cu probleme. Nu. În orice am vorbit de subiectul ăsta la webinarul de mindset și finanțe personale, în orice problemă există o oportunitate și în orice oportunitate există o posibilă problemă. Da? Ele nu vin separat una de alta, astfel încât tu poți să iei pe una sau pe alta. Nu. Ele vin întotdeauna împreună. Orice se întâmplă în lumea asta are și plusuri, are și minusuri. Da. A, că uneori plusurile pot fi mai mari și minusurile mai mici, perfect de acord. Sau minusurile mai mici și plusurile mai mari, perfect de acord. Dar ele vin întotdeauna conectate. Chiar și în anul 2020, un an foarte greu, aurul a avut o evoluție absolut superbă. Ce s-a întâmplat cu altă marfă foarte interesantă, cu petrolul? Acesta este un grafic al petrolului. Prețul petrolului cotat pe piața americană se numește WTI, Western Texas Intermediate,
Și în decembrie 2019 eram undeva pe aici pe sus, pe la 61 de dolari baril. A venit lockdown-ul, s-au oprit transporturile în mare parte, transporturile aeriene cu siguranță aproape s-au oprit, creșterea economică iarăși s-a oprit, multe fabrici și așa mai departe, consumul de petrol a scăzut și prețul petrolului s-a super prăbușit. S-a prăbușit atât de mult încât în aprilie 2020 s-a întâmplat un eveniment unic în istorie, ar trebui să, cum să spun, să-l notezi sau, mă rog, să ții tu minte. Pentru prima dată în istorie, petrolul a ajuns într-o anumită zi la un preț negativ. Acum, chestia asta cu prețul negativ are și o anumită, un aspect de tehnicalitate acolo, cum e cu contractele astea futures, care sunt contracte pe fiecare lună, există o dată scadentă. Ideea este că exista un surplus de petrol, exista o limitare a capacității de stocare a petrolului și într-o anumită zi a existat această problemă, prețul a devenit negativ. Cu alte cuvinte, cei care dețineau petrol nu au dorit să rămână până la sfârșitul lunii cu el, astfel încât să li se livreze acel petrol, că nu aveau ce să facă cu el, și atunci au fost dispuși să plătească bani altora ca acei oameni să-l cumpere, pentru că aveau ce să facă cu el, să-l stocheze undeva, da? Repet, a fost și o anumită tehnicalitate, dar faptul că prețul petrolului a ajuns practic la zero, deci petrol gratis, da? Cine și-ar fi imaginat, sau chiar la un preț negativ, a fost un eveniment unic în istoria piețelor financiare și un eveniment absolut remarcabil. Acest ETF nu a ajuns la, mă rog, acest instrument nu a ajuns la prețuri negative, dar în această zi de 21 aprilie 2020 s-a prăbușit până la niște valori extrem, extrem de scăzute. Iată, până la vreo 6-7 dolari barilul, cum arată acest instrument. A urmat o revenire. Oamenii au răsuflat ușurați. S-a intrat într-o anumită normalitate cu petrolul la 42 dolari barilul în sfârșit. Și în ultima vreme a avut loc o creștere. De ce? Păi pe măsură ce lucrurile se mai dezmorțesc, pe măsură ce economiile repornesc, petrolul se consumă, statele producătoare au micșorat, au redus producția de petrol și iată că la sfârșitul anului 2020, deci sfârșitul anului, barilul era undeva pe la 48, dar totuși sub valoarea inițială. Deci pentru petrol, anul 2020 nu că a fost un an slab, a terminat anul pe minus, sau un an prost, cum au fost bursele de acțiuni, minus 30 ceva la sută. Nu. Pentru petrol, anul 2020 a fost un an catastrofal, un an incredibil în care s-a întâmplat această super scădere și cei care au investit au avut de suferit. Eu am avut marele noroc că n-am avut investiții în petrol. M-am uitat la el cum se prăbușea și am început să investesc pe Bursa de Valori București. Există un certificat tip index pe petrol. Se numește EBWTI sau EBWTI1. Nu mai știu. În sfârșit, ceva cu EBWTI și am cumpărat astfel de certificate la prețul foarte mic și, mă rog, le-am vândut după vreme, am făcut și eu un mic profit. Mic profit, nu foarte mic, a fost vreo 40%. Mă rog, astea sunt detalii ce am făcut eu personal, nu știu cât de mult te interesează. Fapt este că petrolul a avut un an incredibil de greu, dar totuși, iată că acum, la început de 2021, prețul este foarte, foarte aproape de cât era la începutul anului 2020, este la, nu știu, la câțiva dolari distanță, deci iată că până și petrolul și-a revenit. Este un lucru pe care trebuie să-l ai în vedere,
trebuie să ai în vedere faptul că mișcările pe mărfuri sunt mai violente decât mișcările în bursele de acțiuni, care sunt mai violente decât în obligațiunile corporative, care sunt mai violente decât în titlurile de stat, și să te comporți ca atare. Da? Deci dacă vrei să faci o diversificare și pe mărfuri, foarte frumos, be my guest, însă fii atent că una este evoluția petrolului și alta este evoluția aurului. Iată aurul frumos s-a dus în sus, iată petrolul s-a super prăbușit și după aia și-a revenit parțial, încă n-am ajuns la 60 și ceva de dolari baril, vom vedea ce se mai întâmplă pe parcursul anului 2021, ce se mai întâmplă pe acolo. Bun, întrebări dacă avem. Cum investești în aur? Cumperi aur fizic sau? Păi, poți să cumperi și aur fizic, dar o să fie mai greu să-l vinzi, pentru că nu, cum îl vinzi? De-aia nu-ți pe OLX să vând aur. Am lingoaș, așa, sau monede de aur și vând aur. Ok. Și oamenii o să zică, băi, sunt convins că așa, după cum te văd pe tine, om foarte civilizat, sunt convins că l-ai aur, deci ți-l cumpăr cu ochii închiși. Mai greu. Poți cumpăra certificate pe aur care sunt listate la BVB sau poți cumpăra ETF-uri pe aur. Un ETF pe aur cunoscut este IGLN, îl au cei de la Tradeville și este cotat în dolari, sau EGLN, nu e Elrondul, celebra criptomonedă, EGLN este un ETF pe aur cotat în euro. Da? Deci poți cumpăra un ETF fără nicio problemă. Există ETF-uri pe petrol? Din păcate, nu am găsit ETF-uri pe petrol care să fie UCITS, adică disponibile pentru tranzacționare în Europa. Există ETF-uri pe petrol tranzacționabile în SUA, de exemplu Oil sau US Oil. Ați investit în GME? Nu, n-am investit în GME. Ce puteți să ne spuneți despre ce s-a întâmplat? Habar n-am, nu știu, nu am investit în gâmâie. Bun. Mulțumesc vouă că am aflat de el și mi-a adus un profit frumușel. Sorin, cine ți-a adus un profit frumușel? Dacă nu te superi. Bun, până atunci dați-mi voie să vă arăt la... o întrebare despre mine. Ce părere ai de platină, Dan? Sorin răspunde. EBWTI1. Da, certificatul de la BVB i-a adus lui Sorin un profit. Mă bucur, Sorin. Cu mare drag. Ce părere am de platină? Păi părerea mea, chiar am urmărit platina și în ultima mii ani chiar am investit în platină, nu cu rezultate foarte bune. Platina este mult cu o valoare mult scăzută față de aur. Am sperat că își va reveni ca preț. Am tot așteptat un an sau doi să-și revină. N-am văzut evoluții pozitive și până la urmă am renunțat. Problema este că platina este legată, are și utilități industriale și se folosește în, ce au zis, înțelesesem eu, că se folosește la mașinile diesel. Și cum mașinile diesel și în general astea cu carburant clasic sunt pe o pantă, mă rog, nu neapărat pe o pantă descendentă, sunt mai puțin bine văzute de investitori, platina n-a fost atât de interesantă și a avut o evoluție mai slabă decât aur, din păcate. Deci da, m-a interesat într-o vreme mult platina. Ce știi despre investițiile în diamante? Aș putea spune, fără teamă de a greși, că nu cunosc practic nimic despre investițiile în diamante. Chiar nimic nu știu. În afară de celebra carte Șlefuitorul de diamante, care este o carte superbă, nu prea am informații despre diamante. Dan, ce părere ai de ETF pe cripto BTC? Mulțumesc. Nu-l cunosc nici pe acest ETF pe cripto BTC. Nu-l cunosc. Vom primi registrarea acestui webinar? Da, toată lumea va primi registrarea acestui webinar.
Ce părere ai între achiziția de indice BET versus primele 7 acțiuni individuale? Care ar fi mai avantajos pe termen lung? La investiții, sume mici lunare. Mulțumesc pentru precizare. Dacă ai sume lunare mici, de, să zicem, câteva sute de lei, 2, 3, 4, 500 de lei lunar, o să-ți fie foarte greu să investești în primele 7 acțiuni, pentru că nu este eficient să investești sume mai mici de 300 de lei per acțiune, cel puțin la trading, pentru că ai un comision minim de 1,9 lei. Și dacă tu îi cumperi acțiuni de 100 de lei și plătești 1,9 lei, comisionul minim nu o să-ți convină. Comisionul lor normal e undeva pe la 0,65%, deci ca să intri în zona asta de 0,65%, trebuie să faci cumpărături de circa 300 de lei. Da? Dacă faci cumpărături de 300 de lei și peste, la sume mici, o să-ți dai seama că a investi în primele 7 acțiuni durează cam jumătate de an. Și atunci poate că ți este mai ușor să investești în ETF-ul TVB ETF până aduni în portofoliul tău niște sume semnificative și după ce ai adunat niște sume semnificative de câteva mii de lei, îți va fi mai ușor ca să vinzi și să investești în acțiuni individuale sau sumele următoare să le transformi și așa mai departe. Da, îți va fi mult mai ușor. Însă la sume mici este foarte greu să investești în acțiuni individuale pentru că pierzi datorită acelui comision. Bun. Cineva zice, soția mea se pricepe mai bine ca tine în investițiile în diamante. Multe felicitări, mă bucur. Cât este un procent decent pentru a marca un profit pentru o acțiune? A, depinde foarte mult de la strategie la strategie. Există strategia buy and hold, când tu cumperi acum și le ții pentru următorii 10-15 ani. Și după aia le lași moștenire. Deci n-are nicio, nu există o rețetă cât e un, cât e un procent. Da? Stai că am pierdut întrebarea. Așa. Procent minim. Dacă investești pe termen lung, foarte frumos. Am văzut în anii trecuți la verișoara mea niște acțiuni de-astea din România care erau moștenite de la părinții ei. Frumos. Depozitarul central, cerere cu CNP-urile părinților și avea niște profituri de 1100 și ceva la sută pe una, 1900 la sută pe alta și 2200 la sută pe alta. Asta se întâmplă când le păstrezi, când ai o acțiune serioasă și o păstrezi, nu știu, 15 ani, ceva de genul ăsta. Da? Deci despre asta vorbim. Strategii diferite. Dacă am primit dividende în 2020, trebuie declarat ceva acum până în martie. Dividendele se impozitează prin reținere la sursă, parcă, nu? Se impozitează prin reținere la sursă. Dacă am dreptate și dividendele se impozitează prin reținere la sursă, atunci nu trebuie să declar nimic. Dacă nu am dreptate și dividendele se impozitează, nu se rețin la sursă, dar nu, 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 cred totuși că dividendele în România, da, se impozitează prin reținere la sursă. TVB nu oferă dividende? Nu, nu oferă dividende. Ele înglobează automat în valoarea unității de fond. Dar am o întrebare legată de impozitare. Da, uite, așa zice și Andrei. Dividende se impozitează prin reținere la sursă. Ok. Deci se depune declarația unică dacă depășești cele 12 salarii. Știam eu bine. Mai valorează ceva acțiunile automobile Dacia? Habar n-am. Bun. Ok. Mai era o întrebare legată de impozitare. Am un cont la Tradeville pentru piața din România și XTB pentru piața externă. Ok. Acum locuiesc în Germania. Impozitul pe profit din investiții este luat de către România sau de către statul în care locuiesc? Este luat de către statul în care ai rezidența fiscală. Da? Eu nu știu în care stat ești tu rezident fiscal, dar
Sfatul meu personal ar fi să te hotărăști în care ești. Pentru că dacă tu primești un salariu în Germania și te impozitează statul german, ar fi o prostie să nu ai rezidența fiscală în Germania, pentru că te-ar impozita și statul român. Ca statul român să te scoată din evidențele lui, trebuie să faci o cerere în care tu să motivezi și să spui cum că doresc să nu mai ai rezidența fiscală în România, deoarece doresc să o ai în Germania. Faptul că ai rezidența fiscală în Germania, Germania te va impozita probabil mai mult decât în România. Dar dacă tu ai venituri în Germania, nu poți să fii rezident fiscal în România pentru că se supără nemții pe tine. Da? Deci trebuie să fii foarte atent cu chestiile astea, că nu sunt deloc de joacă. Dacă te impozitează ambele țări, atunci nu-ți convine ție. Și dacă tu nu dovedești unei țări că ești rezident fiscal în cealaltă, atunci automat va dori să te impoziteze. Deci trebuie să stabilești foarte clar unde este rezidența ta fiscală ca să fii impozitat doar în acea țară. Ok? Bun. Ok. Haideți să continuăm cu zona asta. Mai avem câteva cuvinte. Mai avem câteva cuvinte despre un activ foarte interesant și cu siguranță este vorba de investiții alternative, pentru că se supune foarte bine definiției de investiție alternativă, în sensul că are grad de risc foarte mare și grad de potențial profit foarte mare și este vorba despre cripto. Și nu orice cripto, pentru că, sincer, nu mă pricep la... Nu sunt specialist în cripto, sunt doar un investitor pasiv în cripto. Bineînțeles, mă informez, citesc și așa mai departe. Dar vreau să-ți spun că o investiție interesantă, respect, ce înseamnă investiție alternativă? Risc foarte mare, posibilitatea unui profit foarte mare și recomandarea este ca aceste investiții să le faci doar în cunoștință de cauză, doar dacă suporți aceste riscuri și doar cu sume mici și foarte mici. De ce? Pentru că dacă investești jumătate din... Te dea cineva un exemplu. Portofoliu de 10.000 de euro. Da? Dacă tu investești în cripto jumătate din portofoliu, adică 5.000 de euro, și te trezești cu o scădere de 90%, s-ar putea să-ți vină să-ți dai foc în piața universității. Și atunci nu este recomandat. Pe de altă parte, dacă tu investești doar 5% sau, știu și eu, 10%, o să-ți dai seama că potențiala pierdere nu este chiar devastatoare pentru portofoliul tău, dar potențialul profit este interesant și atunci te-ai putea gândi la chestia asta. Da? Deci nu gândim investițiile alternative la fel ca pe alea clasice. Dacă pe alea clasice, pe acțiuni, obligațiuni, titluri de state, puteai duce cu 20, 30%, 50%, 70% din portofoliu, pe investițiile alternative, în special cripto, chiar dacă este Bitcoin regele cripto, sfatul meu personal, nu dau sfaturi de investiții de aici, îți dau un sfat absolut prietenesc, este: nu te du acolo cu sume mari. Du-te cu sume mici ca să nu ai coșmaruri noapte. Bun. Ce se întâmpla în anul 2020 cu Bitcoin? Păi Bitcoin venea după o super bulă speculativă care fusese în anul 2017, în urmă cu 4 ani, care explodase undeva în decembrie-ianuarie 2018 și Bitcoin scăzuse de la 19.000 și ceva cât era atunci, ajunsese undeva prin 2019 la 3.000. Deci îți dai seama pierdere de la 19.000 la 3.000 și ceva, da? Gândește-te puțin la asta înainte să-ți faci calculele, că toți vrem câștiguri mari, eventual rapid, da? Peste noapte. Gândește-te și la partea cealaltă. Scădere de la 19.000 la 3.300. Bun. Și în anul 2020, la începutul anului, Bitcoin-ul era undeva pe la cât?
ianuarie, deci decembrie, vreau să văd, decembrie 2019, undeva pe la 7.000, da? 7.000 de dolari bucata era Bitcoin-ul, stătea liniștit acolo, a venit criza, iată ce super scădere a avut, crescuse de la 7.000 la 10.000, după aia în toiul crizei a scăzut până la 3.000 și ceva, hai să zicem 4.000, da? Deci a avut o super scădere. Mai țin minte că am zis că s-a vândut tot, s-au vândut acțiuni, obligațiuni corporative, aur, până și Bitcoin s-a vândut. După aia a avut o revenire, s-a întors pe la 9.000 și ceva, 10.000, toate lucrurile ok. Și spre sfârșitul anului 2020 a avut o super creștere și în decembrie 2020 a închis anul undeva pe la 23.000. Da? O scădere totuși semnificativă, care scădere chiar, care, pardon, creștere. A avut o creștere până la 23.000, da? Scuze. A avut o super creștere. Deci, practic, pe anul 2020 a avut o creștere de, nu, 100%, ceva de genul ăsta. Ocazie cu care a depășit maximele anterioare din anul 2017. Da? Astea erau maximele din 2017. E, iată acum unde a ajuns. În februarie 2021 a ajuns undeva pe la 43.000. Deci Bitcoin-ul a avut o super, super evoluție. Eu sunt bucuros pentru că investesc în Bitcoin de după scăderea lui, cum s-a spart bula speculativă atunci în 2018. Am început să investesc așa, periodic, lunar, sume constante, sume mici, gândindu-mă că pot pierde tot și gândindu-mă că, da, dacă nu pierd tot. Și am acumulat așa pe parcursul ultimelor ani și m-am bucurat foarte mult de cum s-a terminat anul 2020 pentru Bitcoin și anul 2021 a început absolut fulminant. Dacă începea undeva pe la 20.000, iată chiar astăzi vedem o creștere foarte mare, această super lumânare verde pe Bitcoin a ajuns la 43.000. Pare să că așa se întâmplă periodic. După 3 ani de consolidare, există un an exploziv. La fel s-a întâmplat și în 2017, a fost un an super exploziv. Sper din toată inima că asta se va întâmpla în 2021. Va fi un an super exploziv pentru Bitcoin. Până acum pare să se fi întâmplat acest lucru. Repet, nu este domeniul în care sunt, cum să zic, domeniul în care eu excelez, eu fac investiții pasive așa, fără să studiez foarte mult alte criptomonede și tot felul de știri și așa mai departe. Sunt un investitor pasiv pe termen lung, dar îmi place acest activ. Dacă dorești să afli mai mult despre Bitcoin, despre, uite, întreabă Cristina, cum pot investi sume mici lunar în Bitcoin sau Ether? Cea mai simplă metodă este la bancomat. Există bancomate de Bitcoin, de exemplu de la firma Bitcoin România, există în principalele orașe din România, există fostul Zebra Pay, actualmente nu mai știu cum se cheamă, automatele de plată Zebra Pay. Ah, se cheamă Self Pay. Da, așa se cheamă, Self Pay. Și prin ele poți investi. Există și alte bancomate care au nume puțin ciudat, se numesc shitcoins. Poți intra pe net și să vezi în ce oraș au ei bancomate și poți în felul acesta să-ți faci un portofel de tip hârtie și te duci acolo cu un QR code, ai pe telefonul mobil un cod, un QR code și bagi bancnotele și poți investi sume mici. Deci nu este nicio problemă. Prin XTB nu se poate investi în Bitcoin propriu-zis, iau niște CFD-uri, contracte pe diferență, care sunt și cu un anumit levier, au, mă rog, și swaps mai complicate, deci răspunsul este nu. Cea mai simplă metodă de a investi
sume mici este direct la bancomat. Dacă ai niște sume mai măricele, poți să-ți deschizi un cont la Bitcoin România sau știu și eu la altcineva, inclusiv la Binance, celebra firmă Binance, și atunci poți investi. Ca dovadă că nu cunosc despre EGLD, nu investesc în EGLD și nu am nicio părere despre proiectul Elrond. Deci, cum spuneam, experiența mea nu este atât de mare în cripto și ăsta este motivul pentru care îți recomand pe cineva care are o bogată experiență în cripto și care se numește Luca Dezmir. Luca Dezmir are o mult mai mare experiență și chiar face un astfel de workshop destinat criptomonedelor. Am participat și eu la acest workshop săptămâna trecută. A fost absolut superb. Deci tot ce ai nevoie să știi despre investiții în criptomonede, în special Bitcoin, Ethereum, portofele, mod de a tranzacționa, de a cumpăra, de a vinde, stocare și așa mai departe. Îți dau aici linkul criptomonede.lucadezmir.com. Da? Ăsta este workshop-ul practic de criptomonede. Este extrem de practic. Deci omul ăsta stă cu tine de mânuță și ți explică. Numărul de participanți este foarte mic, sunt în jur de 20 de participanți. Deci poți pune întrebări live, poți intra cu voce, poți intra cu fața și poți pune astfel de întrebări. Nu se lasă până nu ți explică tot ce ai tu nevoie. Deci numărul maxim de participanți. Următorul astfel workshop este în 13-14 februarie, deci acum în weekend. Ți-l recomand cu mare căldură, mai ales că are și un preț absolut modic, cu siguranță. Și la acest preț poți obține un discount de 25% dacă folosești cuponul sau codul de reducere DAN. Da? Repet, am fost pe picioarele mele acolo, am fost live și mi-a plăcut. Sigur, știam o parte din acele lucruri, însă erau și multe lucruri pe care nu le știam și le-am aflat. Este absolut superb. Deci dacă faci click pe respectivul pachet, vei putea introduce, uite, vezi aici cu adaug în coș, vei vedea coșul și vei putea, așa, uite, scrie vezi coșul. Și în clipa în care vezi coșul, ai aici cod cupon. Dacă pui cod cupon DAN, vei obține un discount de 25%. Mare atenție, te rog, mai are, nu știu, cred că vreo 6-7 locuri libere pentru workshop-ul din weekendul acesta, 13-14 februarie. Deci trebuie să te grăbești, că asta este realitatea. Exact, Gabriel, ai fost și tu acolo, mi se pare, nu? Da. Așa e, mi se pare chiar de recomandat workshop-ul lui Luca, e superb. Dacă ai gânduri despre cripto, acolo să te lămurești de la început la sfârșit, care e treaba, cum se face, care sunt avantajele, dezavantajele și așa mai departe. Bun. Nu în ultimul rând, două cuvinte despre imobiliare, pentru că cum se impozitează veniturile din criptomonede? Simplu, cu 10%. A zis BNR-ul, se declară pe declarația unică 10% diferența între prețul de vânzare și prețul de cumpărare. Da? Declarație pe propria răspundere. Sfatul meu ar fi să vii cu ceva documente. Dacă ai de la firma prin care ai tranzacționat sau de la bancomat, poți face copii Xerox pe bonul acela. Deci, e ok. Mi se pare super. Poate fi vândut Bitcoin? Da. Că nu-ți dă nimeni $40.000. Cum adică nu-ți dă nimeni? Păi îți dă prețul din acea secundă. Dacă prețul în acea secundă este $40.000, îți dă $40.000 pe Bitcoin. Nu sunt păcăleli. Nu sunt deloc păcăleli. Poate fi cumpărat și poate fi văzut.
Vândut, pardon. Ok? Există comision la cumpărare Bitcoin? Există diferența aceea de preț de vânzare și cumpărare, se numește spread. Iar bancomatele de la Bitcoin România, din câte știu eu, au un comision de 15 lei. Deci dacă vrei să cumperi de o sumă mică, de exemplu, de 100 de lei, poate ți se pare cam mult să plătești 15 lei comision. Și te duci, știu și eu, la alt bancomat, mă rog. Da, Paul, eu o să fac și un capitol de cripto, mai ales că acum cunoștințele mele chiar au crescut în domeniul ăsta, așa că este profitabil să minezi Bitcoin? Da, este profitabil să minezi Bitcoin dacă îți permiți o fermă de minat, adică câteva milioane bune de euro sau de dolari, atunci este profitabil. Pentru o persoană așa cu un computer să-și imagineze că minează Bitcoin, nu. Astea sunt vise. Dacă cineva îmi transferă Bitcoin, iar eu îi vând în casă de euro sau dolari, sunt impozitat? Da, ești impozitat. Se consideră prețul de cumpărare zero, pentru că cineva ți-a transferat, sau dacă ai tu acte doveditoare că ai vândut ceva, ok. Și atunci vei fi impozitat. Două cuvinte despre piața imobiliară. Deja am cam depășit timpul alocat acestui webinar, dar nu avem cum să nu vorbim despre piața imobiliară din România. În anul 2020 a avut o evoluție foarte interesantă. Nu ea în sine a avut o evoluție interesantă, mai ales cum a fost percepută. Primesc foarte multe întrebări referitoare la piața imobiliară. Ar fi moment bun să cumpăr acum că scad prețurile sau să mai aștept să mai scadă în continuare? Există această percepție că, domnule, prețurile scad și o să scadă tot mai mult. Asta cu viitorul, v-am spus, nu mă bag la capitolul glob de cristal, n-am un glob de cristal, deci previziuni și predicții chiar nu mă bag, dar dacă tot vorbim despre ce s-a întâmplat în 2020, haideți să vorbim despre ce s-a întâmplat cu piața imobiliară, pentru că lucrurile sunt mult mai simple. Vreau să vă arăt un raport pe care eu l-am primit de la cei cu analize imobiliare. Este o divizie a site-ului imobiliare.ro. Haideți să facem un mic share screen, în caz că nu ați aflat deocamdată de imobiliare.ro. Vă recomand cu mare, mare căldură, intrați pe imobiliare.ro, intrați la ImmoExpert aici și vedeți analize imobiliare. Da? Și mai exact, mai vedeți și indicele imobiliare.ro, care este foarte interesant pentru că vă puteți uita la diferite orașe, de exemplu București, ce s-a întâmplat în București, cum a existat o mică scădere în anul 2020, urmată de o revenire în decembrie. Putem vedea ce s-a întâmplat în Cluj și în alte orașe și așa mai departe. Asta puteți face și voi, nu este niciun secret și vă recomand cu mare căldură. Ce vreau eu însă să vă arăt în acest moment este raportul celor de la analize imobiliare. Este raportul pe trimestrul 4-2020. Este public, vă puteți abona la el și chiar vă recomand să vă abonați la el pe site-ul imobiliare.ro și îl veți primi automat prin e-mail. Este o sursă foarte bună și vreau să vă arăt doar câteva date ca să ne lămurim. Dom'le, ce s-a întâmplat cu imobiliare în 2020? S-au prăbușit? Au scăzut, au crescut, ce s-a întâmplat cu ele. Și chiar la început, vorbește de anul 2019 versus 2020. Mi se pare absolut, absolut super. Deci parcă raportul lor a fost gândit special pentru discuția noastră din seara aceasta. Da? Și compară cererea. Cererea în 2019 cu cererea în 2020. Da? Eu ce mă aminte, lockdown, probleme mari. Da? Ei estimează acest număr de potențial cumpărători. Este o estimare a lor, cum că potențialii cumpărători ar fi fost mai puțini în 2020. Ok, de acord.
Dar este, ce este interesant este că numărul de proprietăți vândute în 2020, an de criză, a fost clar mai mare, mai mare cu vreo 10%, decât numărul de proprietăți imobiliare vândute în 2019, da? Deci ați imagina că piața așa s-a blocat și a fost o situație de asta disperată, este o totală greșeală. Sunt surse de la Cartea Funciară. Deci nu niște chestii așa după ureche. Unități individuale vândute, probabil case, pe românește case. Iată că s-au vândut mai multe case decât în 2019, lucru altfel de altfel de bun simț, că mulți oameni probabil s-au orientat pe ideea de casă, au mai mult spațiu sau știu și au și curte. Soldul creditelor, au crescut creditele, deci au funcționat în continuare băncile și au dat credite, 89 miliarde de lei față de 81, da? Și ce putem înțelege din punct de vedere prețuri? Păi, dacă salariul mediu este mai mare în 2020 decât în 2019, cum poate asta să impacteze prețul? Dacă salariile scădeau, puteai să zici, ok, probabil că vor scădea prețurile la imobiliare, nu mai are cine să cumpere, n-au bani oamenii, da? Dar dacă oamenii n-au mai plecat în străinătățuri și n-au mai făcut atâtea cheltuieli și au și salarii mai mari, cum poate asta să impacteze imobiliarele? Negativ sau pozitiv? Hai să ne gândim puțin tău. E adevărat că șomajul a fost mai mare, dar gândește-te. Un 4% în noiembrie 2019 și 5,1% în noiembrie 2020. Adică n-a fost un șomaj groaznic, știu și eu, 10%, 12%, 15%. Ăsta e un gen de șomaj natural. Sunt oameni care pleacă dintr-o parte. Bine, acum, sincer, probabil că o parte din ei încasează indemnizație de șomaj, lucrează la negru. Mă rog, în sfârșit, nu comentez. Ce s-a întâmplat cu oferta? 2019 versus 2020. Păi, apartamente și case la vânzare, oferta a fost mai mică în 2020. Păi, hai să ne gândim puțin logic. Deci dacă oamenii au mai mulți bani și oferta este puțin mai mică, este normal ca prețurile să ce? Să crească sau să scadă? Păi, în general, o ofertă mai mică duce la creșterea prețurilor. Bun, astea sunt ofertă în piața existentă, veche. Apartamente vechi existente. Au fost mai puține scoase la vânzare în 2020. Dar apartamente noi au fost mai multe. Așa că propunerea mea este, hai să facem suma dintre cele noi și cele vechi. În 2019 aveam 44.000 cu 17.000, adică 61.000, și în 2020 aveam 41 plus 22, adică 63.000. Deci oferta este cât de cât echilibrată. Da? Încă o dată, dacă oferta este echilibrată și oamenii au mai mulți bani, nu prea e un motiv de prăbușire a prețurilor, ok? Problema a fost pe piața de închiriere. De ce? Pentru că în 2019 piața de închiriere a arătat că sunt 56.000 de apartamente și case oferite la închiriere și în 2020 74.000, deci este o ofertă mult mai mare. Ăsta este motivul pentru care a fost pus o presiune pe prețurile la închiriere. Eu personal am resimțit această presiune din partea unora din chiriașii mei și în unele cazuri am scăzut chiria într-un caz cu vreo 10-12%, ceva de genul ăsta. Da. În alte cazuri n-am scăzut chiria, nu am crescut chiria, în niciun caz era culmea în anul 2020 să vin cu creștere de chirie, dar chestia asta am simțit-o. Pentru închiriere au fost probleme, dar altfel pentru cumpărat, pentru cineva care vrea să știe, este acesta un moment bun să cumpăre imobiliare sau să mai aștept să scadă prețul? Păi, habar n-am ce ne va aduce viitorul, dar iată că, per total, în 2020 n-au prea fost scăderi de prețuri, da?
numărul autorizațiilor de construire au scăzut de la 42.000 la 40.000 în 2020. Deci ăsta iarăși nu prea e un semn bun că nu s-a construit atât de mult încât să crească multă ofertă. Prețuri și costuri. Da? Frumos pe românește. Ritmul anual de creștere al prețurilor cerute pentru proprietățile rezidențiale. Prețurile au crescut în anul 2019 versus 2018 și culmea, prețurile cerute au fost mai mari și în 2020 versus 2019. Așa zic băieții de la analize imobiliare. Da? Piața existentă. Astea erau pentru proprietăți rezidențiale. Piața existentă, deci proprietăți așa numite vechi, dacă au crescut în 2019 față de 2018, în anul 2020 față de 2019 au avut o variație de 0%. N-au scăzut. Dacă n-au scăzut, ce să fac? Piața nouă. Au crescut cu 4,5% în 2019 față de 2018 și au crescut cu 5,7% în 2020 față de 2019. Da? Deci cele existente au avut practic nemodificate, cele noi au avut creșteri de prețuri. Da? De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că indicele de cost în construcție a crescut în 2020 la 136, de la 134 în 2019. Cu alte cuvinte, te costă mai mult să construiești. Da? Deci în condițiile în care te costă mai mult să construiești și românii au mai mulți bani, pe medie, bineînțeles, nu e normal că prețurile e cam greu să scadă pe total an, și continuă cu comentarii și cu păreri. Îți recomand cu mare căldură să citești acest raport. Este un raport deștept și bine făcut. Ce am vrut eu să spun este un singur lucru. Anul 2020 pentru imobiliare nu a fost un an rău. Clar, nici nu se compară cu scăderile de pe bursă, 30% sau chiar pe obligațiuni corporative, 10%, nu a fost un an rău. Că n-a fost un an formidabil, depinde pe cine întrebi. Probabil că unele terenuri au crescut, probabil că unele, ai văzut, apartamente, construcții noi, unele au crescut cu 5, 6, 7%, altele poate că au scăzut, depinde pe cine întrebi. Dar cu siguranță, din punct de vedere imobiliar, acest an super tumultos și un an crazy, absolut crazy, nu a adus prăbușiri în piața de imobiliare, ba chiar s-au făcut mai multe tranzacții decât cu un an înainte. Acum, tranzacțiile alea nu s-au făcut neapărat la niște prețuri mai mici, să zici, da, au tăiat proprietarii 20% și s-au vândut foarte mult. Și atunci, este foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat într-un an ca 2020, ca să ne raportăm în mod corect la realitățile din piață. Eu nu spun că lucrurile sunt nici bune, nici rele, dar hai să le înțelegem așa cum sunt ele și hai să le tratăm ca atare, pentru că dacă înțelegem trecutul, avem o șansă mult mai mare să înțelegem prezentul, unde ne aflăm aici azi, și în felul acesta să înțelegem ce se poate întâmpla în perioada viitoare, să înțelegem ce se poate întâmpla din punct de vedere economic, financiar și mai ales ce putem noi face cu finanțele noastre personale și cu investițiile noastre. Și ăsta este motivul pentru care, dacă astăzi am vorbit despre investițiile din anul 2020, data viitoare, săptămâna viitoare, deci luni 15 februarie, te invit la un webinar pe care îl voi organiza împreună cu prietenul meu, Valentin Delcu, despre oportunități și capcane pentru investiții în anul 2021. Vom vedea cum putem să ne relaționăm la ceea ce s-a întâmplat în anul 2020 versus anul 2021. Dacă anul 2020 a adus schimbări atât de dramatice și atât de drastice în anumite piețe, unele au scăzut și au revenit, altele au scăzut și au revenit mult mai încet. Altele nici n-au prea scăzut, cum sunt, de exemplu, imobiliare, altele au crescut, titlurile de stat. Vom vedea cum putem noi să înțelegem aceste schimbări și să ne gândim
cum am putea să ne facem noi un portofoliu diversificat în 2021 care chiar să funcționeze. Deci, voi reveni cu un e-mail, cu linkul pentru înregistrarea acestui webinar și cu linkul pentru înregistrarea pentru webinarul de săptămâna viitoare, luni 15 februarie, ora 19, nu rata, pentru că va fi un webinar tot așa cu date concrete și cu cifre foarte interesante. Bun, hai să mai răspundem la câteva întrebări aici. Ok. În altă ordine de idei, ce părere ai despre investițiile în CFD-uri cu suport pe Forex? Păi dacă tu faci trading, ești trader în Forex, foarte frumos. Dar ele sunt pentru traderi. Dacă tu ești un trader, ai experiență, ai făcut cursuri, ai făcut școala, ai învățat să faci trading, foarte bune. Sunt foarte bune CFD-urile. Dacă nu ești un trader, uite-te acolo în disclaimer și vei vedea că 80% din cei care investesc în CFD-uri pierd bani. Și gândește-te, tu așa cum te vezi, în care zonă vei fi? În zona de câștig sau în zona celor care pierd bani? Și vei vedea, în funcție de chestia asta, care este poziționarea ta personală. Eu personal nu sunt trader. Eu personal am încercat acum mulți ani să fac trading și am fost dintre cei care au pierdut bani. La un moment dat ajunsesem cam pe zero, petreceam foarte mult timp, energie și aveam blocate tot felul de activități pentru că eram în acest trading și eram undeva cam pe zero așa și mi-am dat seama că e noaptea minții. În loc să fac investiții la care mă pricep și obțin rezultate pozitive, să-mi pierd timpul și energia făcând niște investiții la care în mod evident nu mă pricepeam și nu obțineam rezultate bune, era aiurea. Dar ăsta sunt eu personal. Tu poate te pricep la chestia asta, da? Ok, să ne uităm la ETF-ul pe cripto. Ok, o să mă uit, sigur. Crezi că va fi o corecție pe imobiliare în următorii 2-3 ani? Sincer, n-am nici cea mai vagă idee. Nu am nicio mai vagă idee. Dacă în piețe se va întâmpla un eveniment negativ semnificativ, va veni o corecție pe imobiliare. Dacă nu se va întâmpla, nu va veni o corecție pe imobiliare. Problema nu e dacă va veni o corecție sau nu. Problema este ce faci tu. Dacă tu ești pregătit pentru o potențială corecție, dacă tu ești pregătit să vină corecția, sau dacă ești pregătit ca acea corecție să nu vină? Asta este întrebarea. Ne spune cineva, Bogdan din nou a cumpărat toate apartamentele din București în 2020. Și de-aia n-a scăzut prețul. Nu că au avut un super cumpărător și... Da, așa e, ai perfectă dreptate. Uite, cineva spune că noi am cumpărat apartament la mare în 2019, în 2020 dat în folosință și acum îl putem vinde cu minim plus 25%. Foarte bine! Felicitări! Bun! Ok! Păi atunci vă mulțumesc foarte mult pentru participare. A fost o discuție foarte interesantă. Ca și concluzii, aș avea următoarele lucruri. Diferite clase de active evoluează în mod diferit în porțiune de creștere economică, în porțiune de scădere economică și în zone de prăbușire. Important este să cunoști evoluția lor și anul 2020 este un an extrem de important și plin de informații privind evoluția lor, ca să-ți dai seama cum îți construiești portofoliul pentru viitor. Da? Cum îți construiești portofoliul ca să ducă astfel de posibile scăderi și ca să ducă posibile creșteri, cum s-a întâmplat în anii de creștere. Dacă te interesează mai multe despre cripto și despre Bitcoin, îți recomand cu mare căldură workshop-ului Luca. Introduc codul DAN și obții un discount de 25%. Atenție, mare bătaie pe locuri. Și în orice caz, recomandarea mea este un portofoliu diversificat. Ne întâlnim săptămâna viitoare, luni 15 februarie, împreună cu Valentin Nedelcu și cu mine. Vom vorbi despre
oportunități și capcane pentru anul 2021. Am identificat câteva oportunități foarte interesante, am identificat și niște capcane chiar mai mari decât oportunitățile. Hai să vedem cum le punem cap la cap și construim împreună un portofoliu care să funcționeze și la bine și la greu. Încă o dată mulțumesc pentru participare, o seară bună și nu uita, un om informat este un om mai bogat. La revedere!